binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Vă rog ca să vă ridicați în picioare. Aș vrea să citesc un cuvânt din Sfânta Scriptură cu care noi suntem obișnuiți. O pildă dată de Mântuitorul care ne este ca cuvânt de învățătură în ziua de astăzi. Luca în capitolul 12, începem citirea cu versetul 16. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea: ce voi face, fiindcă nu am loc unde să-mi strâng roadele? Iată, a zis el, ce voi face, îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Sunt aici la invitația fratelui Gic, un prieten de-al meu. M-a sunat și mi-a spus: măi, mama mea a plecat. N-am avut timp să-i cer multe detalii. I-am promis că astăzi vin la înmormântare. Dumnealui m-a așteptat afară și a vrut să-mi dea câteva amănunte. În primul rând am întrebat-o: câți ani are mama mea, câți ani a avut? El mi-a spus în luni, 1000 și nu știu cât, zic, n-am timp să procesez, că mă grăbesc. Așa, în ani, peste 100 de ani. Și eu am spus: slăvit să fie Domnul. Amin. De seară, dacă mă ajută Domnul, voi fi la o slujbă de priveghi. La noi a murit o fetiță de 12 ani. Probabil că voi aborda de seară un alt subiect. O fetiță cu numele de Rahela, care la vârsta de 9 ani a trecut printr-o operație, se pare că a greșit și fetița a rămas oarbă, are 3 ani de când nu vede deloc. O fetiță deosebită. Era la Târgu Frumos, la o școală specială, ieri o adus-o părinții acasă, acasă i s-a făcut rău, mama mi-e rău, o chemat ambulanța, o constatat decesul. Și acum revin și mă gândeam la sora asta, 100 de ani. Măi, să lucreze un om 100 de ani, eu mă gândesc că o strâns multă avere. Cred că sora Sofica e tare bogată. Nu, să lucreze atâția ani, 100 de ani, numai cât e puțin să aduni și te îmbogățești până la 100 de ani, nu? Și am ales pilda aceasta că Domnul ne dă o pildă și trage la urmă o concluzie. Știți care e defectul nostru de multe ori al celor ce interpretează Scriptura? Ne pierdem în detalii, spiritualizăm foarte mult o pildă și nu mai ajungem la punctul cel mai însemnat, la concluzie. Avem noi pilda aceea cu samariteanul milos, care unul a căzut între tâlhari. Eu m-am auzit predici de acolo: cine e omul care cobora de la Ierusalim la Ierihon? Cine e stâlhare, cine e preotul, levitul, cine e samariteanul, ce înseamnă vinul, unde e lemnul, cei doi bănuți, cine e hangiul. Dar în pilda aceea, învățătura e pe final, când Domnul spune: du-te și fă și tu la fel. Noi acum avem o pildă aici dată de Domnul, în căruia un om, i-a rodit mult țarina, omul își făcea probleme, că n-are unde să adune, acum suntem toamna, știm cum e cu culesul de pe câmp. Și el a spus: strâng grânarele, fac altele mai mari și apoi spun sufletului: bea și mănâncă. Și Domnul îi spune: nebunule, chiar în noaptea asta îți voi cere sufletul. Și eu cred că învățătura, punctul culminant, e versetul 21. Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Văd aici o asistență de oameni maturi. Foarte puțin tineri, Domnul să vă binecuvinteze că sunteți aici. Oameni maturi. Și pe mine m-a intrigat expresia aceasta: adună comori pentru el. N-am înțeles-o. Am întrebat copiii, zic: măi, în altă traducere, cum adică adună comori pentru el?
și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. În traducerea britanică am copii care știu engleză, au spus: tata, în una din variante spune că nu se îmbogățește în ochii lui Dumnezeu. Și am înțeles un pic mai mult. Altul înscrie, tata, într-o altă versiune britanică spune că nu adună comori pe care Dumnezeu le consideră comori. Eu acum sunt aici și după ce am înțeles versetul acesta, am vrut să văd eu-s bogat sau nu-s bogat. Că până la urmă, sora Sofica, nici n-am cunoscut un frate Gipu, iartă-mă. Am mai fost la un frate mă tale odată acasă în vizită. Nu știu cât e de bogată, dar bogață din Sfânta Scriptură sunt de trei feluri. Și eu am încercat să mă așez și eu într-o categorie de bogat. Că știți ce am observat? Trăiește câte un om 80-90 de ani și când moare, nici n-are cine-l îngropa. Nu l-a adunat nimic toată viața. Trăiește câte unul la fel 80-90 de ani și când moare lasă un testament bogat. Împarte averi la copii, toți sunt mulțumiți. E o diferență între unul și celălalt. Eu am trecut de 60 și ceva de ani și de 10 ani la pensie și mă gândesc, măi, da, dacă mor, eu mor ca un bogat sau ca un sărac? Și am vrut să mă verific pe mine, sunt bogat sau sunt sărac? Și când am înțeles că trebuie să mă îmbogățesc față de Dumnezeu, în lucrurile care Dumnezeu le consideră bogății, am deosebit în Sfânta Scriptură trei categorii de bogați. Și am vrut să văd, eu sunt bogat, din care categorii fac parte? Biblia vorbește și spune că unii sunt bogați prin ce au, lucruri materiale. Vorbim de Avraam, vorbim de Iov, vorbim de un tânăr bogat care avea multe bogății. Deci oamenii pot fi bogați prin ce au. Doi, oamenii pot fi bogați prin ce sunt. Asta e tot o bogăție, dar nu materială, e o bogăție de caracter. Că în 2 Corinteni 6:10 Pavel se prezintă și spune: noi ca neavând nimic, dar stăpânim toate lucrurile. Ca niște săraci, așa erau ei, dar îmbogățim pe mulți. Dar cum să îmbogățești pe mulți dacă e sărat? Și Pavel spune că noi suntem priviți ca niște sărați, dar pe mulți îmbogățim. Înseamnă că aici e vorba de o bogăție interioară, o bogăție a caracterului. Și a treia categorie de bogați sunt bogați prin ce fac. Spune 1 Timotei, capitolul 6, versetul 18, îndeamnă-i să fie bogați în fapte bune. Deci bogat prin ce ai, prin ce ești și prin ce faci. Acum bogat prin ce am, nu intru în categoria asta eu. M-am verificat bine, m-am comparat cu alții. Metoda comparației e bună. Sunt mai bogat decât alții. Mai ales decât unii unde e război și n-au ce să mănânce. Sau unii care stau de ani de zile bolnavi în pat. Eu sunt bogat față de oamenii ăștia și mulțumesc lui Dumnezeu că am pâine pe masă. Mulțumim și dumneavoastră. Amin. Dacă avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, s-o cotim când e de ajuns. Dă-i-ne Domnul mulțumirea asta. Amin. În a doua categorie am vrut să văd, oare sunt bogat în caracterul meu? Și aici m-am oprit. Și am vrut să văd care sunt bogățiile pe care Dumnezeu le consideră așa. Și mergem în Iacob, capitolul 2, versetul 5, spune Apostolul Domnului că El a ales pe unii săraci în lumea aceasta ca să-i facă bogați în credință. Aici m-am oprit și am vrut să-mi verific credința. Știți dumneavoastră, în tranzacțiile bancare există o aplicație care se numește interogare sold. Cine are bani și nu știe câți mai are, uite, probabil că are mai mult, se duce la bancomat, bagă cardul, spune interogare sold și îți afișează cât mai ai.
Eu acum primesc pensia prin poștă. Mi-o aduce poștașul, mi-o cheltuie nevasta și copiii. Deci nu am mari probleme în privința asta. Când lucram, aveam card. Dar totdeauna știam câți bani am și mai ales știam că nu mai am bani. Ei, dar sunt oameni care nu mai știu mai cât mai am eu pe cardul ăla. Și face aplicația asta, interogare sold. Eu am vrut, m-am oprit la credință, că asta e o bogăție în ochii lui Dumnezeu. Și am vrut să văd, în credință bogat sau sărat? În 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5, Pavel spune, pe voi înși vă încercați-vă, cercați-vă dacă sunteți în credință. Și acum vă invit la o tranzacție bancară. În ce privește credința dumneavoastră? Vreți să faceți o interogare de sold? Să vedem, mai avem sau nu mai avem? Și este o credință mântuitoare. Întreabă temnicerul din Filip, Fapte, capitolul 16, versetul 30-31, acolo. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Este o credință care ne mântuiește sufletul și care a trebuit să o avem. Suntem bogați în credința aceasta? Că și aici ai darul lui Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii, Roman 10:17. Și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar tot același roman, Pavel spune, și aceasta nu-i de la voi, îi darul lui Dumnezeu. Eu mă rog Domnului, toți că suntem aici, să primim darul acesta al credinței și să ne mântuim sufletul. Doamne, ajută-ne la aceasta. Există o credință vindecătoare. Spunea Iacob în capitolul 5, versetul 15-16. Rugăciunea fierbinte, făcută cu credință, va mântui pe cel păcătos și bolnav. Și dacă au făcut păcate, vor fi iertate. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Există o credință și aici eu de multe ori m-am văzut în prag de faliment. Te duci, te rogi pentru un bolnav și parcă nu te ascultă Dumnezeu. Și parcă am avut cândva mai multă credință. Dumneavoastră poate o parte știți. Eu am avut și am probleme cu soția care e bolnavă de cancer de multă vreme. Internată la Suceava, internată la Iași, o refuzat să o opereze și la spitalul oncologic de la Iași, până la urmă m-a ajuns la Cluj, o operat-o. Dar mergând odată în drum spre Cluj, m-am oprit la St. George. Și acolo un frate îmi spune, ce faci frate? Măi, merg cu nevastă la Cluj. Și îmi spune, frate Dragoș, hai să spun o întâmplare. Săptămâna trecută am fost la Năsăud, la o soră care a fost foarte bolnavă de cancer și acum e bine. Și am întrebat o soră, ce ai făcut de te-ai vindecat? Și ea spune, l-am chemat pe fratele Dragoș Croitor, mi-a făcut ungerea cu un grup de frați, eu am fost după șoferul și Dumnezeu m-a vindecat. Și de atunci nu mai am nimic. Și omul ăsta îmi spune, măi, tu pentru nevasta de ce nu te rogi, măi? Eu am început a plânge. Apoi, măi, omule, tu crezi că eu nu mă rog pentru nevastă, măi? Probabil, dar eu i-am spus un cuvânt din Biblie, că arătarea Duhului spre folosul altuia. Probabil că am credință mai mică. Și aici m-am văzut așa, când am interogat soldul ăsta, că ăsta e o comoară, dar bogat în credință. Parcă am mai sărăcit în credință. Dumneavoastră, cum stați cu credința asta? Eu aș dori ca Domnul să ne îmbogățească. Amin. Suntem la o slujbă de înmormântare. Când vorbeam de sora Sofica, că e bogată, nu m-am gândit la averea asta pământească, la o femeie care o trudit să crească o copii. M-am gândit, oare câte comori de credință o adunat în viață? Și câtă credință am eu? În 1 Petru 1 cu 5 spune, există o credință ocrotitoare. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Adică eu mă duc la un drum. Spune psalmistul, psalmul 34, îngerii Domnului tăbăresc în jurul celor ce... Eu cred că Dumnezeu o ocrotește. Când am plecat la Botoșani, m-am plecat pe genunchi. A spus, Doamne, e circulație, aglomerație, șofer nebun, drogat, intră unul în tine, te ninorocește, te rog frumos, ocrotește-mă. Și Dumnezeu m-a ocrotit. Avem credința asta în Dumnezeu, că Dumnezeu ne păzește.
că Dumnezeu ne ocrotește. Să ne dea Domnul credința asta. Amin. Și mulțumim Domnului pentru harul Lui. Acum vrem să facem interogarea asta de sol, vigros cardul, la ceea ce se cheamă credință. Că Domnul ne-a chemat ca să fim bogați în credință. Adică să ne îmbogățim nu pentru noi, nu strângem hambarele noastre, mâncăm și să bem aici, că mâine vom muri. Nu, nu. Noi adunăm credință. Și asta e o comoară înaintea lui Dumnezeu, să ne-o dea Domnul. Scrie în Ieremia 33, parcă versetul 6, că pentru Israel Domnul avea să deschidă un izvor bogat de pace și credincioșie. Pacea e o bogăție, e o avere mare în ochii lui Dumnezeu. Cum stăm la capitolul pace? Că trebuie să avem o pace interioară. Sunt oameni care n-au pace în ei înșiși. Sunt oameni dificili, oameni cu care n-ai cum să te asociezi, oameni care nu se pot ierta ei pe ei, oameni conflictuali. E bine să eviți decât să te apropii de dânsa. Cum stăm cu pacea interioară? Odată un psalmist spunea: eu mă culc și adorm în pace, că numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Sunt oameni care nu pot dormi, merg la medic, eu distolocal, merg la psihiatru, Domne, nu pot dormi, mă trezesc de la 3 dimineața, acum și vârsta câteodată spune cuvântul, că n-ai să dormi neîntors ca unul de 18 ani care muncește. Dar sunt oameni care nu au pace și eu vorbesc de pace. Lui Israel îi se oferea o bogăție de mare, un izvor bogat de pace și credincioșie. O pace interioară, o pace în relație cu ceilalți, începând de în familie. Dacă nu ai pace în familie, de la Suceava până la Botoșani, am vorbit cu o persoană, mi-a spus: domnule, pot să vorbesc cu o soră care își mărturisea temerile, bănuielile, geloziile, că bărbatul nu-i fidel. Spărtea: frate Dragoș, căsătorită de ani de zile, nici nu o cunosc, nici nu mă interesează. Oare problema la mine? Ne certăm. După ani de căsătorie, ajung oameni să divorțeze. Ajung oameni să se separe. Bărbatul de nevasta, unul se duce, stă la fată, unul la feciori. Și întreb: dar unde-i pacea din familie? Că asta e o bogăție în ochii lui Dumnezeu, pe care trebuie să o avem, să o adunăm, să o strângem în... Și nu vă mai întreb: dumneavoastră acasă vă certați? Și dacă vă certați, repet întrebarea fratelui de la Prisicărieni, care ne întreba pe noi: de la ce vă certați? La noi m-a spus, o predicat odată un frate, Panțiru Ilie, de la Prisicărieni, am înțeles că anul trecut a murit. Și îmi spunea: oameni buni, eu am fost dus în Siberia, întâi mi-a luat nevasta, că era pocăit, a dus în Siberia, am adunat bani, m-am dus și eu, ani de zile am stat în Siberia, am avut 8 copii acolo, dar nu m-am certat niciodată. Avea bătrânul ăsta o putere în predicare, plângea toată adunarea la mărturisirea lui, plângeam și eu după amvon. Și spunea: eu nu m-am certat acolo în Siberia niciodată cu nevasta. Și apoi se uita pe adunare și vă întreba: dar voi când vă certați, de la ce vă certați? Și câteodată ne întrebăm: chiar de la ce ne certăm noi? Ne certăm pentru că nu suntem bogați în pace. Să ne dea Domnul pace. Avem pace interioară. Avem pace în biserică. Contează mult să avem pace în biserică, în familie, în societate. Vedeți ce se întâmplă în lumea asta? Vedeți câte focoase nucleare se pregătesc? De ce? Pentru că oamenii ăștia nu au pace, n-au pace în minte, în inima, în sufletul lor. Și pregătesc război și ceartă și conflict. Și pacea e o bogăție. Și acum eu fac o interogare de sold și îmi bag card acolo la duhovnicesc al sufletului și mă întreb: câtă pace am în inima mea? În 100 de ani, cred că sora a strâns multă pace și noi tot așa. Asta e bogăție față de Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu. Și în al treilea rând, al treilea nivel al păcii, pacea cu Dumnezeu. Spunea eu: împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Domnul să ne ajute la aceasta. Există multe bogății.
dar timpul trece. Aș vrea să mai vorbesc de caracterul lui Dumnezeu din Numeri, capitolul 14, parcă versetul 18, când se prezintă Dumnezeu, spune că El încet la mânie și bogat în bunătate. Acum dați-mi voie să vă întreb, cu bunătatea cum stați? Sunteți bogați în bunătate? Că dacă tot, noi nu predicăm pentru cel mort, să îi amintesc faptele, iertați-mă, nici nu îi le cunosc foarte bine. Mortul nu ne aude. Ceea ce a făcut El, e scris în carte. Cartea e pus acolo în raftul lui Dumnezeu. Și în ziua judecății, cartea aceea va fi deschisă. Nu mai poate scrie nimeni nimic. De aceea vă îndemn. Faceți fapte bune. Și revin la bunătate. În ce constă bunătatea? Odată un om vorbea în Faptele Apostolilor cu un alt dregător, parcă în capitolul 24, cu 4, cu 3, acolo spune, dar te rog în bunătatea ta, ascultă-mă. Știți dumneavoastră că bunătatea, prima formă de manifestare a bunătății, să-ți faci timp să asculți. Eu primesc multe telefoane. În una din nopți am primit pe la ora 1:30, o femeie m-a sunat. Dormeam cu soția. Nu te supăra, Natalie, ești dragul și pretor? Da. Poți să stăm un pic de vorbă, e târziu? Eu zic că e 1:30, aproape 2. Dar n-am spus că e târziu sau nu. Vreau să spun ceva, cred că am vorbit mai mult de 1:30, nu știu cât, mult. Era o femeie bolnavă, suferindă. La urmă știi ce mi-a spus? Mulțumesc, frate, că ai vrut să vorbești cu mine, că tare mai vor găsești greu un om care să vorbească, un om care să te asculte, un om să aibă timp. Aveți timp să ascultați pe cel necăjit? Pe unul bolnav? Pe un bătrân care îi spune o poveste de 10 ori și el vrea să, când te duci la el, să o spună și la 11-a oară? Că tu o știi acum mai bine ca el, dar lui îi face plăcere. Asta înseamnă bunătate. Mă sun într-o noapte, într-o seară târzie, o tânără din Spania. Sunt o tânără din Spania, puteți vorbi cu mine? Spune, măi, ce vrei să-mi spui? Că oricum, dumitale, ești ultima persoană cu care vorbesc. Eu sunt pe autobandă din Spania, după ce închid telefonul, mă arunc în fața unui tir. Vreau să mor. Măi, fată, măi, și-am stat de vorbă, de pe autobandă, așa cu telefonul, am condus-o până acasă, m-a sunat de câteva ori și la unul îmi spune, frate Dragoș, vreau să spun că am înghițit un pumn de pastire și tot mor. Mă sună după 3-4 ori, sunt la spital, o da părință de mine, m-a dus la spital, cred că nu mor. Și m-a sunat în noaptea aceea, poate de 10 ori, tot în noaptea. M-a sunat și nu-mi spunea nimica. Închidea telefonul și plângea. Ultima dată m-a sunat că vrea să se mărite acum. Asta e bunătate, să stai de vorbă cu cineva cu care n-are nimeni. Acum iertați-mă că spun că predic la pocăiți la adunare. După o predică mă întâlnește o soră, mă așteaptă și stau un pic de vorbă cu ea și spun, frate Dragoș, vreau să povestesc ceva. Eu sunt venit de la ortodox, sunt venit din lume, m-am pocăit recent și am venit la adunare că a fost evangelizare și a predicat un frate atât de frumos, m-a impresionat cu har, cu putere. La urmă m-am oprit și am vrut să-l felicit și am vrut să zic, frate, vreau să te întreb ceva. Și el îmi spune, du-te, Doamnă, zice, eu n-am timp de pierdut cu dumitale. Și spune, ce diferență între omul de la amvon și omul de la ușă? Fraților, noi trebuie să fim pocăiți și în adunare și pe stradă, da? Să nu fie mare diferența, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Spune, dacă nu eram chemată de Dumnezeu și nu eram botezată la pocăiți, mă ducem înapoi. Parcă la mine preotul o vorbi mai frumos decât vorbiți dumneavoastră. A spus, ce greșeală să nu-ți faci timp să vorbești cu un om. Psalmul 65, parcă un verset 5, acolo spune, tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vorbim la tine. Ia închipuiți-vă voi că Dumnezeu nu va asculta. Când te duci cu un necaz, cu o problemă, cu o dorință, Dumnezeu să spui, n-am timp de tine. Eu cunosc odată un frate care a avut o prorocie și Duhul Sfânt i-a spus, fă-ți timp pentru copiii mei și eu îmi voi face cu timp pentru tine. Să ne dea Domnul bunătatea asta, amin? Timpul trece, m-aș opri.
Dar manifestarea bunătății este și în a ajuta. Să vezi că cineva are nevoie de tine și să nu-l ajuți, nu ești bun. Să ne dea Domnul bunătatea asta. Odată un împărat, David, era ajuns pe tron, era un imperiu vast de acolo și el își aduce aminte și spune: mai este cineva din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Știi cine a fost Saul? Omul care ani de zile a vrut să-l omoare pe David. L-a prigonit ani de zile și la urmă David întreabă: din casa vrășmașului meu mai este careva? Vreau să fiu bun, că și Dumnezeu a fost bun cu mine. Avem bunătate pentru acei care nu ne-s prieteni. Biblia spune: binecuvântați pe cei ce vă blastimă, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc și iubiți pe vrăjmașii voștri. De fapt, asta înseamnă pocăință. Dumnezeu să ne ajute să trăim pocăința, cum spune în Sfânta Scriptură. Bunătatea înseamnă a ierta. Psalmul 51: ai milă de mine, Doamne, în bunătatea ta, după iartă, îndurarea ta, ștergem toate fără de legere. Nu poți să fii bun și să nu ierți. N-ai cum. Bunătatea se manifestă și prin iertare. Să ai pe cineva legat în cugetul tău, o rudă, un neam, un cumnat, un nepot, un frate din adunare, unul care ți-a luat locul după amvon și să nu-l poți ierta. Asta nu înseamnă bunătate. Hai să ne verificăm un pic la capitolul bunătate cum stăm. Și bunătatea se mai manifestă într-un fel. Scrie în Romani, în capitolul 2, versetul 4 și 5, acolo: ori disprețuiești tu bogățiile îndurării și îndelungii lui răbdări, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar tu, cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie pentru ziua de judecată. Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Bunătatea noastră îndeamnă pe toți oamenii la pocăință. Eu vă pun o întrebare. Noi suntem pocăiți. Credem că Dumnezeu ne-a chemat, ne mântuiește și ne duce în cer. Sunt atâția oameni în cloaca asta de păcat. Când tu treci pe lângă el și nu-i spui nimic, ești bun sau nu? Ipotetic vorbind, cancerul face ravage. Și acum îl simt și eu pe pielea noastră, în familie, ce înseamnă cancer. Dacă eu acum aș veni și aș spune: oameni buni, la un colegiu de ăsta de medici, eu am o pastilă care vindică cancerul. O pastilă ai luat și nu mai ai treabă cu cancerul. Dar nu o am de acum, o am de 10 ani o am. Oamenii m-ar trata ca un erou sau ca pe un criminal. Să spui: măi omule, tu de 10 ani ai leacul ăsta și nu ni l-ai dat? Oare cum ar judeca societatea pe mine? Ei bine, când noi am găsit mântuirea, o venit cineva la un prieten și a spus: noi am găsit pe acela de care spun proroce. Apoi du-mă și pe mine dacă ai găsit. Să găsești aici har, să găsești liniște sufletească, să găsești iertarea păcatelor și să nu aduci pe alții, nu e o dovadă de bunătate. Dumnezeu să ne facă mai buni. Și repet versetul acela: bogat prin ce faci? Îndemn pe bogații viacul acestuia, 1 Timotei capitolul 6, versetul 17 și 18. Să facă bine, să fie bogați în fapte bune, versetul 18. Să fie bogați în fapte bune. În bogăția asta o aveți și dumneavoastră? Suntem bogați în fapte bune? Că la urmă, poate nu trăim 100 de ani, poate trăim mai puțin. Eu am fost la Iaslovăț la un frate de 104 ani și 20 de zile la mormântare. Dar am fost și la baby de câteva zile mormântare. Nu știu când voi muri eu, nu știi când vei muri nici tu, dar înainte de a muri, hai să ne facem socotelile. Bogați în ceea ce suntem și bogați în ceea ce facem. Sunt două categorii în care suntem și noi acceptați. Vreau pe voi să vă număr între bogații din Botoșani, între patronii din Botoșani, și voi să fiți bogați în fapte bune și să aveți un caracter frumos. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Ne îmbogățim nu pentru viața aceasta, ne îmbogățim față de Dumnezeu.
și El ne va primi în corturile veșnicie. Familia Conțac, Domnul să vă binecuvinteze, să vă mângâie. Biserica Betel din Botoșani, Domnul să vă mângâie. Pe prieteni și rude care am fost și suntem aici, Dumnezeu să ne mângâie inimile la toți și să ne îmbogățească pe toți. Amin.